În perioada 23-28 iulie, Clujul găzduiește una dintre cele mai mari conferințe itinerante la nivel mondial, International Conference on Production Research, iar Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este co-organizator alături de International Foundation of Production Research. Conferința reunește peste 200 de participanți din 30 de țări și are loc la Grand Hotel Italia. Tema majoră a conferinței este Resilience in Production Manufacturing, cu subiecte care vizează Industry 4.0, Internet of Things, Data Analytics and Smart Manufacturing, Smart City and Digital Transformation, precum și Robotics and Artificial Intelligence in Production. Deschiderea oficială a avut loc luni, 24 iulie, în prezența domnului primar al municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, și a reprezentanților forumurilor internaționale afiliate conferinței. Prezent la deschiderea oficială, domnul rector profesor dr. Inginer Vasile Țopa a declarat că este o mare onoare pentru Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca să fie organizator al celei de-a 27-a ediție a acestei conferințe, care facilitează comunicarea între cercetătorii sistemelor și proceselor de producție din întreaga lume. Evenimentul este unul de impact pentru comunitatea clujeană, cu un ecou viu în presa locală și națională. Programul conferinței cuprinde workshop-uri și sesiuni tehnice pe teme de actualitate, iar din agenda evenimentului fac parte workshop-uri pentru doctoranți și cercetători.